Stefan Reis, la frizeria lui, bine te revăd să și la mulți ani. La mulți ani. Încet, încet, așa. Cum începe domnul Reis? Anul începe cu 18 angajați. Foarte greu. Dar nu facem pasul înapoi. Numai înainte. Cum stăm cu... Frizeria e clară. Frizeria foarte clară. Arta plastică. Arta plastică în Baia Mare. După democrație, toată lumea a devenit critic de artă și arbitru de fotbal. Dar păi ăștia care sunt critici de artă, asta care fac, critici domne? De artă... Acum, de ce te întreb? Pentru că lumea ne cam știe că pasiunea pe care o ai dincolo de frizerie, lăsăm frizeria, pasiunea, de școala asta băimăreană de pictură. Pasiunea de asta de la tatăl meu a venit, el la 6 ani au dus la Cifer, la Noi Oscar, la Agricola Lidia, la White. Ăștia sunt artiști pe care i-ai cunoscut pas cu pas, din 52-53, Stelec, care a fost la noi, Slevenski, în casa noastră, au mâncat și eu, au lucrat pentru taică meu. Cum erau, domne, artiștii ăștia la vremea aia? Artiștii din 1944, a devenit mai un pic mai sărac în epoca Ceaușescu decât înainte de 44. Nu mai a avut bani pentru pânză, nu mai a avut bani pentru vopsele, nu mai deci a... oamenii ăștia buni. Bun, foarte bun au fost. Țifer, Nodioscar și el ăștia a lucrat, mai ales Țifer și Nodioscar, numai din asta au trăit. Slevenski a fost la teatru, așa. A lucrat la teatru ca un fel de om. Covaci Frițe a lucrat la UMM-ul, White și Agricola la școala de artă, o predat și așa o strâns banii pentru existență. Și să știți de la mine că pictorii ăștia din Baia Mare a făcut trei feluri de picturi. Pentru existență, pentru coșul de zilnic, pentru obligație și aveau pentru arta. Da, pe acolo și pentru ei, pentru, pentru croitor, pentru frizer, pentru șefii de la primărie și etică. Un asta te-a determinat la un moment dat să-ți fie foarte apropiați, nu, artiștii ăștia? Da. Și chiar să-i și colecționezi. Colecționat, da. Dar am mai spus la dumneavoastră, fiecare colecționa de două ori se bucură, când cumpără și când vinde. Dar nu toate. Cum ai aprecia așa în ansamblu lucrările școlii băimărene de pictură? Unde au ele, lucrările astea, mare succes? Mare succes în toată Europa are. Deci peste tot sunt valori clare. În 1909, când a lucrat Zobel, Cifer în Paris, concurează Țiferul, primul din Europa, Nodioscar, Iandi, Bărciug, Ivani, Ferenci, Holo și Simon. Deci ăștia sunt oameni... Asta mâna întâia, da. Care după aceea, pe vremea comuniștilor, de-abia aveau bani de pânză și culori. Și nu fiecare, toată lumea vine cu Țiferul și Nodioscar, nu fiecare picturi merită 20.000 sau 10.000 de euro. Nu fiecare. Numai ala pentru artă. Absolut dumneavoastră. Și la muzeul din Baia Mare sunt și lucrare bune și mai bune. Mai este și un pic care mai slab. Spune-mi, care ți-e cea mai dragă lucrare pe care o ai? Mie cea mai lucrare este Nodioscar, Cifer, Picovaci, Vârciug, Ai niște nume clare. Am moștenit de la părinții mei, care a fost taică meu, un om care a grijit de arta din Baia Mare și a iubit artiștii și a ajutat pe artiștii. Cum fost... de nu te-ai apucat să pictezi? Eu nu știu să pictez așa de bine. Că te-ai apucat de lupte sau da, ce știu ce ai? A trecut, dar taică meu era un om foarte sever și o urmărat copiile. Nu m-am față să uit niciodată în spate, că pedici și cad pe nas. Corect. Dom'le,
Mie îmi place picturile și pictorii, dar să nu pictez eu. Eu critic pe ei și toată lumea spune, no, merg la pictorii, no, ei și continuă mai departe, dar normal că nu știu. Cum îi vezi așa pe artiști de-a lungul a 40-50 de ani? Da. Dom'le, au fost printre ei și oameni bogați? Că vezi că tablourile lor valorează la ora asta. Poate că au fost bogați. Micola care a avut o vilă foarte frumoasă acolo la parc. Ce e să mai poate? Adică coșul de zilnic. O trăit bine. Deci Nicola, o trăit aici. Erau și iubiți de oameni, nu? Iubiți de oameni și mai ales lucram foarte mult în Baia Sprie, acolo fost. Deci acolo munceau. Da, da. Acolo relieful și munțile și arăta foarte bine. Acolo picturile colorate, foarte multe culori băga. Poftiți. Între tunsuri ne descurcăm aici, da, cu arta plastică. Domnul Rice, hai că între timp să-mi prind și eu un loc aici, dacă tot muncim, nu? Poftiți. Cine urmează? Cine urmează, cine răspunde, zic. Doamna Eva, poftiți. Doamna Eva. Da, română. Doamna, doamna lucrează la mine de 14 ani. Opa. De când a intrat la pensie, este pensionară. Una din cea mai bună profesoară de frizerie. O cunosc pe doamna. Da. Cu 05 și mai zicem de pictură între timp. Pe doamna cunoaște toată lumea. Sus să fie cu 05. Peste tot, doamna. Deci și barba bine. Domnul Rice. Da. Ăștia de acum, da, lăsând criticii, pictorii care continuă școala Băimăreană de pictură, cum ți se pare? Nu prea continuă. Da? Este domnul Veșă, domnul Vitali, domnul Suciu, domnul Vertalan. Deci continuă totuși câțiva. Continuă, dar vedeți că toată lumea profesor acum. Uite, este un artist genie care a făcut liceul de artă aici și ai văzut că vinde cu 500 de mii, 700 de mii de euro. Se vede școala Băimăreană, nu? Păi nu? Nu s-a împărit, da. Da, păi școala pictură Băimăreană o să meargă 100 de ani, 200 de ani acum înainte. Vedeți dumneavoastră. Bun, să și investești, adevărul, că și la Colonia Pictorilor, dacă te uiți bine, da, nu? Da, sunt o mulțime de artiști care stau acolo, lucrează în fiecare zi, nu? Da, lucrează, nu, se poate vinde. Dacă nu vinde, nu mai poate, este blocat omul. Păi, ai văzut că nu prea să vinde nu, artă. Nu. Nici aia vechi, de 3 ani nu mai merge. Așa. Nici astea vechi pe care le-ai... Nu. Asta mai nu mai merge. Mai greu de vândut. Toată lumea acum merge în excursie, merge concediu, nu cumpără arta. Auzi, în ultimele zile, da? Dacă tot ai vorbit despre Țifăr, da, Stelec, nu știu ce, că erau la Paris. Da, ai, Stelec nu era numai Ciobel, Perlo Ciobo. Tihani, care ai văzut cam ce s-a întâmplat la Paris în zilele astea? Da, am văzut. Cum ți se pare? Foarte urât. Și cum putem să ne explicăm noi chestiunile astea? Ai văzut că au venit oameni, s-au adunat, au fost milioane de oameni, 50 de șefi de state, au protestat împotriva terorismului. Cum? Terorismul să mai fie. Deci, a fost mereu. Oamenii fanatici și prost sunt foarte mulți. Cum ți s-a părut povestea asta din zilele astea de la Paris? Mi-a durut foarte mult, dar dați seama că câți oameni au murit acolo și nevinovați. Adică merge la servici și vine cu sicriu, duce acasă cu sicriu. Ai văzut că Orasu aproape o redacție de ziar. Da, da. Păi... acum o să face control mai mare și cred că nu se mai întâmplă niciodată. Cred că e necesar controlul ăsta? Foarte necesar. Peste tot controle
Pentru ăla, fără control numere, vedeți, circulație, polițiștii afară, nu este accident. Curățat drumul, polițiștii afară. Mai merge? Nu, merge foarte bine în Baia Mare. Vedeți dumneavoastră, primarul ăsta a pus la punct. Domnul Barbur, domnul primar, a făcut treabă în Baia Mare. Când te apuci să cumperi, că sigur ai ceva în gând să cumperi vreo lucrare, nu trebuie să ne spui ce, unde, că ne ducem noi și o cumpărăm. Nu. Trebuie să strâng bani. Trebuie să... Ba, este? Mai sunt lucrări ale maestrilor? Mai este, sigur, că încă 40% în Baia Mare și în Baia Sprie. 60%. Acum, de exemplu, un țifăr bun, cu cât îl cumperi? Care ar fi prețul pieței? 2.000-2.500, în Baia Mare 3.000. 3.000 de euro? Da, dar bune nu mai sunt. Opa. Foarte bune au plecat, bune satisfăcătoare, că și țiferul a avut lucrare mai slabă. Dacă cumpăr eu cu 2000, cu cât îl pot vinde? Dumnezeu, ce noroc aveți la o licitație. Undeva, nu știu, undeva, în Ungaria, cu cât să vând mai bine? Să... Nu, în Paris acum. Nu, în Paris? Da, acolo sunt licitații. Vedeți, Ghinea unde eu mers? În Anglia și în Paris. Și nu mai să, în Ungaria nu prea mai merge. Uh-huh. Nu prea merge. Auzi, dacă ai avea acum un copilaș mic, așa, l-ai sfătuit să facă artă plastică? Păi dacă are talent, dacă nu are... Dacă ar avea talent. Da, normal. E normal. Dar asta e o investiție, nu pe care o faci în cultură, dar la generația următoare eventual câștigi. Că... Asta poate că peste 50 de ani. Rar am întâlnit pictori chiar foarte talentați și bogați. Păi acolo, exemplu, Covas Bertolon. Cel mai talentat a fost în 1965 până în 72, are niște lucrări nemaipomenite. De când începe să nu mai au bani, nu mai au asta, nu mai... Vedeți, și talentul ăsta costă bani. Nu? Talentul costă bani. Păi, normal. Dacă nu învață cineva sau nu, de unde? Talentul trebuie și învățătura. Care ar fi, acum tot ai zis că toți sunt arbitri de fotbal și critici. Da. Cei mai buni artiști, după părerea ta, pe care are Baia Mare acum, artiști plastici. Dacă ai face un clasament, care ar fi primii cinci? Domnul Veșe, domnul, deci Veșe, domnul Covaci, Covaci, domnul Bitoi, Bitoi, domnul Suciu. Așa. Și... Mai cine mai se poate spune că... Șainerii că murit, da. Nu știu cine ar... Bun, deci sunt câțiva. Sunt, toată ziua. Și copiii ăștia la liceu de artă, cum ți se pare? Am văzut un agenda făcut de ei acolo foarte frumos. Niște lucrări foarte, foarte frumos. Păi asta știți dumneavoastră. Cum a spus Covar Bertolon, trebuie să mor și peste 50 de ani să vinde tablourile mele. Ea nu se cumpără tablourile. Din păcate. Da. Din păcate, gloria e postumă la artiștii plastici. Spune-mi niște întâmplări care ți se par așa haioase cu artiștii pe care i-ai cunoscut când erai tânăr, copilaș. Artiștii, exemplu, Slavenski, am dus de multe ori cu mașină la pescuit, a fost mare pescar, din păcate în 65 Volobel a murit și ăla a fost pescar, socrul lui Vidagheza, Cadargheza, și ăla pescar, și ăla a murit în 58, dar cu Slavenski am fost până în 65, tot am dus cu trabantul la pescuit. Nu prea este acum așa pictor care a fost legendă, cum a fost Stelec, Slavenski, Pejkovac, Nagyoszkár, Gimesi, Tormo, Tormane. Și totuși au fost pictori renumiți care au lucrat în școala Boimăreană. Boromiță, cum era? Boromiță Tibor, era foarte bun, dar nu era mult timp, nu stat aici, 2 ani. Uh-huh. Este Bornomiso și Boromiso. E foarte bun. Era Englișari, Demeter Ghezo.
Dumnezeu era cubistă, foarte, foarte lucrări multe are și frumos, dar din păcate nu mai sunt în Baia Mare lucrările, au dus afară. Ăștia au fost o parte dintre ei care au plecat la Saint-Andre, așa-i? Da. Și la Saint-Andre, și exemplu, Ivan Grünwald a plecat în Ungaria înapoi. Are două perioade, perioada din Baia Mare și perioada din Ungaria, care nu așa de strălucit cum a fost în Baia Mare. Saint-Andre mult s-a plecat. Dar și la Saint-Andre nu a fost Baia Mare. Aici au pus la Holo și Cimeno, 1896, 8 mai, început școala, după la viitor, Mozifer, a fost profesor foarte bun. Punem, școala băimăreană asta de pictură pe locul 2 în Europa, după aia de la Barbizon. Da. Foarte bun. Mai tare a fost școala baimăreană decât Italia sau Germania. Se vede clar. Din încă n-au venit profesori. Mai zic că eu sunt aici la terorisme. Exemplu, dacă am vorbit de Ivan Grünwald. Ivan Grünwald a plecat de aici cam în 28-29, în Kecskemét. Nu știu dacă ați auzit și acolo s-a înființat școala din Kecskemét, dar nu a fost așa, nici jumătate ca Baia Mare. Așa e. Kecskemétul. Cum să nu știu? Acolo a fost și... Ai văzut că mă mai duc și eu pe urmele lor? Da, am văzut, mai văd. Așa este. În Baia Mare și la ora asta, dacă te gândești cultural, școala băimăreană de pictură dă legitimitate fenomenului cultural în ansamblu. Da, dar vedeți dumneavoastră că la noi Baia Mare nu face nimeni în Europa așa mare să vadă lumea că aici școala pictură băimăreană, să vină excursioniști, nu știe nimeni din ăștia copii tineri. Aia mai bătând, da, vine din Ungaria. Probabil că ar trebui investit în... Ar trebui investit și reclamă, domnule, reclamă, să arată, domnule, ce avem noi aici, dar, vedeți, copiii de la școală, merge în clasa 5-6, nici nu știe că o pot juca la pictură băimăreană aici. Vezi, ăsta e un lucru urât și rău pentru orașul ăsta, că trebuie să înveți să-ți cunoști valorile. Și la frizerie, și în întâlniri de astea cu specialiști. Dați seama dumneavoastră că pictorii ăștia renumiți când în 1944 până în 58-59 toată lumea a uitat după el. Că nu, asta Noioscar, asta Țifer, asta Micolo, asta Pecovaci, asta Șlevenski, asta Gimeși, asta Tormani, înțelegeți? Acum, deja va merge Covaș Berton sau celălalt pictor, că nici nu uită după ei. Atunci, sau când a fost un fotbalist mare, imediat a spus, asta Sasu, Mircea, cel mai bun fotbalist din Baia Mare. Toată lumea a uitat după ei. Era un fenomen la perioada aia, așa da, este. O jucat la un moment dat în Turcia, parcă. Da, la Fenerbahce. Dar nu numai fotbaliștii spun, că spun pictorii ăștia care e fotbala. Fiecare cum are norocul. Domnul Rais, ce-ți place cel mai mult în Baia Mare? Cel mai bine place? Eu, știu că n-ai plecat de aici. Am fost plecat din 89 până în 2002 în Germania și la mine... Tot acasă ai venit. Doamne, prima dată am venit să arăt la celălalt cum se face, cât de greu face loc de muncă. Înțelegeți dumneavoastră? Am 18 angajat. Banii ce am băgat aici, dacă băgam în bancă, trăiam din dobândă, din dobândă. Dar când am fost deja în Cicălău și am văzut munții ăștia, Murgău, dealul Florilor, a venit să plâng. În baia spre Ciuceaiu, oriunde mergi,
mai frumos oraș ca Cavnic, Baia Sfrie, Baia Mare, nu găsești, domne, nu găsești. De-aia te-ai și întors, de fapt. Da, da, am întors că place orașul ăsta și aici am copilit, domne, aici am prieteni, aici am trăit, aici am născut, aici vreau să mor. Numai deocamdată vrei să-ți faci o afacere la, și vă că merg. La anime ce să mai faci? Destul de înaintat sunt. Oameni buni, cam atât aici la frizerie, să pot discuta multe, și politică, și cultură cu domnul Reich. Maestra și-a efectuat munca. Rămâneți în continuare pe Maramureș TV. Să trăiți bine! Bun. Na, de seară, vedem!